cum ar fi ca Neti Sandu să vină la tine și să-ți spună ora și ziua în care trebuie să faci nunta? Cam așa aruncă oamenii gunoiul în Taiwan. Să-mi spuneți cum vi se pare această metodă, care spun că TikTok-ul este interzis în Taiwan. Haideți că ne-am strecurat în spatele blocurilor. Ia vreviți, a coborât un sfert de cartier. Salutare, prieteni, și bine ați revenit! Mă aflu în Taipei, capitala Taiwanului, iar în clipul de astăzi o să discutăm despre lucruri neobișnuite, despre care puțin vorbesc. Sper ca vremea să țină cu noi, pentru că, după cum puteți vedea, acolo în depărtare plouă. Sper ca ploaia să mai aștepte, pentru că sunt puțin presat de timp și o să trebuiască să termin acest clip astăzi. Rămâneți până la final, pentru că încheierea o să fac tot în acest loc, iar de aici priveliștea seara este extraordinară. Iar dacă vă place conținutul pe care îl fac și vreți să susțineți această activitate, nu uitați să dați un like acestui clip și să vă abonați la canalul de YouTube, pentru că este gratis și ajută foarte mult. Priviți și voi cât de frumos se vede de aici, cât de plăcută este această zonă, cunoscută odată ca centrul de producție al Asiei. Țara este acum o destinație turistică populară și un loc excelent pentru a experimenta cultura asiatică. Ajungem și noi imediat acolo jos, o să facem și o plimbare prin acest parc, iar în tot acest timp o să discutăm despre unele lucruri extrem de interesante din această țară. Taiwan este o țară cu o istorie interesantă și o cultură bogată, dar este adesea confundată cu China. De fapt, numele oficial al țării este Republica Chineză, cu toate că numele folosit în mod obișnuit este Taiwan. Această confuzie se datorează istoriei sale tumultoase și disputei cu China cu privire la suveranitate. Un lucru pe care nu cred că îl cunoaște foarte multă lume este legat de descoperirea Taiwanului, de cei care au descoperit această țară. Și anume că portughezii au descoperit Taiwanul în 1590, aceștia au fost impresionați de frumusețea insulei, așa că i-au dat numele de Ilha Formosa, care în portugheză înseamnă insula frumoasă. Cu toate acestea, de-a lungul istoriei, Taiwanul a fost sub influența și controlul diferitelor puteri, inclusiv Olanda, China, Spania și Japonia. Taiwan este considerată țara numărul 1 în lume pentru expați, potrivit sondajului Expat Insider din 2021. A fost al 7-lea an consecutiv când Taiwan a fost clasată în topul țărilor. Sondajul a evaluat 59 de țări din întreaga lume, luând în considerare diferite aspecte legate de viața cetățenilor străini, cum ar fi calitatea și costul vieții, siguranța, mediul de afaceri și altele. Acest lucru l-am observat și noi încă din primele zile petrecute aici. Dacă ați văzut ultimul clip postat, cel în care am testat mâncare, ați văzut cum sunt locurile la restaurant, practic stai lipit de persoana de lângă tine. Ei bine, dacă sunt locuri libere la alte mese, dar masa mai apropiată este cea la care stai tu, omul vine și se așează lângă tine fără probleme, nu se duce mai departe la o masă liberă, cum se întâmplă în restul țărilor dezvoltate din Asia. În mijloacele de transport în comun același lucru, oamenii se așează lângă tine fără probleme, se comportă ca și cum ai fi unul de-al lor. Poate că sunt și aici persoane care fac aceste diferențe, dar noi până acum nu am întâlnit. În schimb, în țările mai dezvoltate, cum ar fi Japonia sau Coreea de Sud, aceste lucruri erau vizibile încă din primele zile. Am văzut foarte multe articole, știri, care spun că TikTok-ul este interzis în Taiwan. Ei bine, acest lucru este pe jumătate adevărat. În decembrie 2022, Taiwan a impus o interdicție în sectorul public asupra TikTok, urmând avertismentul FBI cum că aplicația reprezintă un risc pentru securitatea națională. Acest lucru înseamnă că dispozitivele guvernamentale, cum ar fi telefoanele mobile, tabletele și calculatoarele, nu au voie să utilizeze software produs în China, inclusiv aplicații populare cum ar fi TikTok. Măsura a fost luată pentru a proteja securitatea informațiilor și a preveni riscurile de spionaj sau manipulare a datelor. Foarte multe persoane în vârstă care fac sport în acest parc. Cred că noi românii cunoaștem foarte bine prunul sau țuica, una din două. Ei bine, nu știu câți dintre voi știți, dar floarea națională a Taiwanului este floarea de prun. Înflorește în timpul iernii, de obicei între ianuarie și februarie, și este un simbol al rezistenței și curajului. Acest lucru se datorează faptului că, în ciuda condițiilor meteorologice reci și dificile, floarea de prun continuă să înflorească și să aducă culoare și frumusețe în peisaj. În cultura taiwaneză, floarea de prun reprezintă de asemenea spiritul de înnoire și speranță, precum și noblețea și puritatea. Încă nu am înțeles ce reprezintă acestea. Le văd peste tot în acest parc. Să fie semne zodiacale, nu cred, nu știu. Dacă știți voi, vă rog să lăsați în comentarii. Festivalurile și evenimentele legate de înflorirea florilor de prun sunt sărbătorite în întreaga țară și atrag numeroși vizitatori locali, dar și internaționali.
Aici avem un loc de joacă pentru copii, foarte bine gândit și foarte mare. Acelea sunt toalete publice. A previst domnul, adună gunoaiele de prin iarbă. Nu lucrează în administrația parcului, este doar un voluntar. Cei care lucrează poartă acele veste. Asta dacă vă întrebați cum de se menține acest loc curat, nu doar cu ajutorul autorităților, ci și cu ajutorul oamenilor, a cetățenilor de rând. Este foarte mare, nu am cum să vi-l arăt pe tot astăzi, se întinde pe o lungime de cel puțin un kilometru. Aici mă refer la strict locul de joacă pentru copii. Cele mai vechi rămășițe umane descoperite în Taiwan datează de aproximativ 30.000 de ani, 20-30.000 de ani și asta o spun experții, nu eu, cu toate că mie personal mi se pare puțin cam mare această marjă de eroare de aproximativ 10.000 de ani, dar experții știu mai bine. Descoperirile arheologice de pe insulă indică faptul că în acea perioadă preistorică, Taiwan era locuit de grupuri umane care au migrat probabil din Asia continentală către arhipelagul din sud-estul Asiei. Populația origină din Taiwan este considerată a fi descendentă a acestor grupuri umane timpurii și reprezintă în prezent aproximativ 2% din populația totală a țării. Aceste comunități origene sunt formate din mai multe grupuri etnice distincte, fiecare având propria limbă și cultură. Un alt lucru interesant cu privire la această țară este legat de densitatea populației de aici, de aproximativ 659 de locuitori pe kilometru pătrat. Motiv pentru care Taiwan este una dintre cele mai aglomerate țări din lume, clasându-se pe locul 19 în topul celor mai dens populate. Iar dacă ați văzut primul clip de aici, clipul cu prima impresie, știți că acest lucru se datorează faptului că Taiwan are o populație de peste 23 de milioane de locuitori, iar suprafața sa totală este relativ mică, de aproximativ 36.000 de kilometri pătrați. Taiwan a fost o colonie japoneză timp de 50 de ani, începând cu 1895 și până la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, în 1945, pe parcursul perioadei de ocupație japoneză, Taiwanul a trecut printr-o serie de transformări sociale și economice majore, iar japonezii au investit în dezvoltarea infrastructurii și a industriei de aici. Tot japonezii au construit o serie de facilități publice importante, cum ar fi linii de tren, spitale, universități și școli, dar și foarte multe stațiuni termale în toată țara. De asemenea, au introdus și multe elemente ale culturii și tradiției japoneze, cum ar fi arhitectura, alimentația, teatrul și literatura. Unele dintre aceste elemente sunt încă vizibile și astăzi și fac parte din bogata istorie culturală a țării. Eu zic că este momentul să părăsim acest parc pentru că m-am plictisit mergând prin el, nu se mai termină. Cam așa arată o autostradă pe dedesubt. Nimic de zis, unele dintre aceste construcții sunt de-a dreptul impresionante. Unul dintre cele mai periculoase festivaluri din lume are loc în această țară. Festivalul de artificii Yangshui sau Yangsheng, nu știu dacă am pronunțat bine, este unul dintre cele mai periculoase festivaluri din lume și are loc în orașul Tainan din sudul Taiwanului în fiecare an, de obicei în luna februarie sau martie, în timpul anului nou lunar. Festivalul implică tragerea a mii de rachete cu sticle numite Beehive în mulțimi de oameni care, în teorie, poartă măști și ochelari de protecție. Scopul festivalului este de a aduce noroc și bunăstare pentru comunitatea locală, iar obiceiul a început în urmă cu peste 100 de ani. Taiwan produce unul dintre cele mai bune și mai scumpe ceaiuri din lume. Este unul dintre principalii producători de ceai Oolong și este cunoscut pentru producția de ceaiuri de înaltă calitate. Ceaiul Oolong din Taiwan este uneori denumit șampania ceaiului datorită calității sale superioare, dar și a prețului mai ridicat. Este de asemenea adesea asociat cu ceremoniile tradiționale de ceai și este considerat un element important al culturii și tradițiilor taiwaneze. Hei! Vin din viitor, nu te panica, o să vezi asta puțin mai spre sfârșitul clipului. Dacă ai ajuns până aici, înseamnă că te interesează conținutul, așa că am să te rog să-i dai un like și să te abonezi la canalul de YouTube dacă încă nu ai făcut-o până acum. Este gratis, iar pe mine mă ajută foarte mult. Vizionare plăcută în continuare! Producțiile de ceai se concentrează în special în regiunile montane, unde solul și clima sunt mult mai favorabile. Parcă am fi pe câmpie și nu în centrul unuia dintre cele mai aglomerate orașe din lume. Ia priviți și voi! Același lucru și aici, ca și în Japonia, au loc foarte multe cutremure, peste 1000 în fiecare an perceptibile și peste 17.000 neperceptibile.
iar din câte văd eu, acești oameni pun mare preț pe activitățile sportive. Țara se află în cercul de foc al Pacificului, o zonă cu foarte multă activitate seismică, motiv pentru care insula este predispusă la cutremure. Autoritățile taiwaneze lucrează pentru a dezvolta infrastructuri rezistente și sisteme de avertizare timpurii pentru a reduce riscurile asociate cu aceste dezastre naturale. În cultura taiwaneză există multe superstiții și tradiții care sunt respectate și urmate de majoritatea populației. Printre acestea se numără evitarea cadourilor care sună a cuvinte ghinioniste sau care simbolizează un eveniment nefericit. În limba chineză, cuvântul ceas este pronunțat similar cu înmormântare în anumite dialecte. Această asemănare fonetică poate face cadoul unui ceas să fie considerat ghinionist sau nepotrivit în unele culturi asiatice, inclusiv aici în Taiwan. Haideți că ne-am strecurat în spatele blocurilor pentru a vedea cum trăiește lumea prin aceste zone. Aceste temple micuțe le găsim la fiecare pas. Din nou, foarte frumos pictat. Haideți în stânga pentru că pare interesant. Un alt templu. În timp ce ne plimbăm pe aici, continuăm cu lista noastră pentru că este destul de lungă. Și aici oamenii scuipă pe străzi, foarte multe scutere. Practic în aceste zone, dacă ai mașină, nu ai cum să o parchezi, nu ai cum să vii cu mașina aici. Femeia mânca, sper că nu am deranjat-o. Din câte ați văzut și voi, toți au acele altare în casă, foarte mari, foarte multe statuete. Da, și aici religia este foarte importantă. De asemenea, există diverse restricții legate de Luna Fantomelor, o sărbătoare foarte importantă în cultura taiwaneză. Aceste restricții includ evitarea deplasărilor în afara casei pe timpul nopții, respectarea unor ritualuri specifice, precum aprinderea de lumânări sau arderea de hârtii, și evitarea apei sau a locurilor periculoase. În general, superstițiile și tradițiile joacă un rol important în viața de zi cu zi a populației din Taiwan și sunt considerate o modalitate importantă de a menține legătura cu tradițiile și valorile culturale ale țării. În cultura taiwaneză este considerat nepoliticos să spui nu direct și ferm, mai ales când vine vorba de refuzarea unei cereri sau a unei invitații. În schimb, oamenii preferă să găsească o modalitate mai indirectă de a refuza, folosind expresii cum ar fi poate sau o să încerc. Aceste expresii sunt considerate mai puțin directe și mai puțin jignitoare, deoarece oferă o cale de ieșire sau o opțiune în cazul în care persoana care face cererea își schimbă părerea mai târziu. De asemenea, în cultura taioneză este important să menții armonia socială și să eviți să superi sau să jignești pe cineva. Prin urmare, folosirea expresiilor indirecte este considerată o modalitate mai politicoasă și mai respectuoasă de a comunica un refuz. Da, foarte interesant acest mod de a vedea lucrurile. Vouă, cum vi se pare? Adică dacă eu te invit la nuntă și tu îmi spui nu, mă supăr că nu poți să vii. Dar dacă îmi spui poate și în ziua nunții nu apari, nu mă supăr. Bine, exemplul cu nunta este puțin exagerat, dar ați înțeles ideea. Din câte se pare, aici nu se fură, pentru că, din ce văd eu, oamenii care locuiesc la parter își lasă lucrurile afară, ca și cum ar locui la curte. Încălțăminte, haine. Ia auziți, a venit mașina să ia gunoiul. Cam așa sună. Și toată lumea scoate gunoiul la stradă. Văd că multe persoane așteaptă să arunce singure gunoiul. Nu îl lasă pur și simplu în stradă. Bănuiesc că mașina de gunoi trebuie să apară. A anunțat cu câteva minute înainte, așa că mai așteptăm și noi câteva secunde. Ia priviți cum vin oamenii cu gunoiul. De peste tot. Tot cartierul a ieșit cu gunoiul în stradă. Eu mă gândeam că pur și simplu trebuie să-l scoți afară, după care persoanele responsabile îl vor încărca, dar se pare că nu este așa. Mai așteptăm puțin. Chiar sunt curios să văd cum funcționează. Haideți că a venit mașina de gunoi. Și toată lumea aruncă gunoiul.
Cam așa aruncă oamenii gunoiul în Taiwan. Să-mi spuneți cum vi se pare această metodă? Destul de interesantă din punctul meu de vedere. Cei drept, este foarte eficientă această metodă pentru că totul a durat sub un minut, erau foarte multe persoane acolo și a mers foarte repede. Cam cu 10 minute înainte să vină mașina a sunat această alarmă pe care o auziți și voi acum, după care a venit mașina propriu-zisă care are și ea o melodie specifică. Încă nu am văzut oameni dubioși pe stradă, bine, bănuiesc că nu am ajuns prin zonele potrivite. Vedem până la finalul aventurii noastre din această țară. Peste tot văd foarte multe flori, o pată de culoare printre aceste betoane. Taiwan se confruntă cu una dintre cele mai scăzute rate ale natalității din lume. Alte țări și regiuni din Asia de Est, cum ar fi Japonia, Hong Kong și Coreea de Sud, au aceeași problemă. Această tendință se datorează unei combinații de factori, inclusiv schimbărilor socioeconomice, urbanizării, creșterii nivelului de educație și oportunităților de carieră pentru femei, precum și costurilor ridicate ale vieții și creșterii copiilor. Foarte multe cupluri decid să amâne căsătoria sau să nu aibă deloc copii. Ratele scăzute ale natalității pot avea consecințe semnificative asupra economiei și societății, inclusiv o populație îmbătrânită, o forță de muncă în scădere și o presiune crescută asupra sistemului de sănătate și a asigurărilor sociale. Taiwan produce în prezent o mare parte din semiconductorii din lume și 90% din chipurile avansate. Producția de chipuri și semiconductori este unul dintre cele mai importante sectoare ale economiei taiwaneze, contribuind semnificativ la exporturile țării și la creșterea economiei. În ultimii ani, industria semiconductorilor din Taiwan a fost supusă unei presiuni crescute din cauza schimbărilor globale, dar rămâne o industrie importantă pentru țară și o sursă de inovație și competitivitate. Sistemul de sănătate din Taiwan este recunoscut la nivel internațional ca fiind unul dintre cele mai eficace și eficiente sisteme universale de îngrijire a sănătății. Reușita acestui sistem se datorează unui management eficient, unor tehnologii de vârf, a accesului facil la îngrijirea sănătății și a unei abordări care pune pacientul în centrul atenției. Așa cum v-am promis, am revenit în punctul din care am plecat. Din fericire, vremea a ținut cu noi, nu a plouat. Ia priviți cât de frumos se vede podul de mai devreme. Iar în timp ce admirăm această priveliște, am să vă vorbesc și despre ultimul punct din clipul de astăzi, și anume importanța astrologiei în această țară. În Taiwan, precum și în alte părți ale Asiei, astrologia joacă un rol foarte important în tradițiile și obiceiurile legate de căsătorie. Este destul de comun ca un astrolog să determine compatibilitatea între un cuplu înainte de a se căsători, bazându-se pe informații precum datele de naștere și alte detalii astrologice. De asemenea, astrologul poate alege o dată și o oră favorabilă pentru nuntă în funcție de semnele zodiacale și alte aspecte astrologice ale cuplului. Acest lucru se face pentru a se asigura că nunta va avea loc într-un moment prielnic care aduce noroc și prosperitate viitorului cuplu. Cu toate acestea, nu toate cuplurile taiwaneze aleg să urmeze aceste tradiții. Foarte multe persoane au adoptat abordări mai moderne și se bazează pe preferințele personale în a-și planifica nunta. În concluzie, această tradiție depinde de convingerile și preferințele individuale. Cum ar fi ca Neti Sandu să vină la tine și să-ți spună ora și ziua în care trebuie să faci nunta. Cam atât pentru astăzi, eu vă mulțumesc frumos pentru că ați rămas până la final. Nu uitați să ne ajutați cu un like, să distribuiți clipul pentru a ajunge la cât mai multă lume, pe noi ne ajută foarte mult, să ne lăsați părerile voastre în comentarii ca de obicei și să vă abonați la canalul de YouTube dacă încă nu ați făcut-o. Până data viitoare, numai bine!